Bună seara, dragii mei! Suntem din nou la emisiunea Ego Life pe revista Ego.ro și sunt foarte fericită că în această seară am niște invitații foarte speciali, ca de fiecare dată, de fapt. Dar o să tratăm un subiect în această seară care este foarte serios și care dăinuie de ceva timp în țărișara noastră. O țară în care decenii la rând au fost inoculate și răspândite tot felul de prejudecăți menite să discrimineze și să persecute diferite categorii de oameni. Au trecut 33 de ani de la căderea comunismului, însă anumite prejudecăți încă există. Ce s-a schimbat și ce nu între societatea de atunci și cea de acum? Voi vorbi astăzi cu Romanița Iovan. Bună și seara. Cu psihologul Radu Leca. Eu salut cu drag. Ce mă bucur că sunt la tine. Sunt fericit. Păi uite, eu vin la tine și aflu așa. Da. Că sunt special, că tu ești fericită, că vom descurca ințele. Da. Mamă, câte lucruri din 3 secunde am 3 lucruri diferite. Mai stau, mai vin la tine. Îți place, nu? Rău. Păi noi vrem să dăm o tentă pozitivă aici în emisiune. Adică n-am venit să judecăm pe nimeni, deși alții ne judecă pe noi. Aha. Corect? Fii sănătoasă. Tu ca blondă, eu ca gras, Romanița ca tip înaltă și subțire. Despre ce vorbim? Și mai ales că sunt tot blondă. Așa, adică așa. Suntem două blonde și cu tine... Și un grăsus chelios cu barbă și ochelari. Facem echipa perfectă. Deci noi însumăm pe toate, toate prejudecățile. Dar acum, pe bune, chiar vreau să vă întreb acest lucru. Noi venim acum, provenim cel puțin dintr-o epocă de mult uitată, dar care ne-a crescut într-un anumit fel. Da? Da. E, acum, în societatea de astăzi, uite, am uitat să spun că eu sunt Ana Săvuică. De fiecare dată mă prezint în emisiune, dar știți de ce? Pentru că cei tineri nu mai știu cine suntem noi și nu știu dacă mai vor să afle ceva de la noi. Dar de ce vorbești așa? De ce zici cei tineri? Da, mă, cei tineri. Și noi suntem tineri. Ei, suntem, știu că așa ne place să spunem, dar totuși noi generația nouă, poți să spui așa, generația okay, Z, generația Z. Poate nu ne cunoaște. Da, așa și este. Cu ocazia asta să spun o să ne iubească, îți dai seama, după emisiunea ta. Treaba asta cu dragoste e cu du-te vinul. Adică, uite, eu ca să mă simt tânăr și să nu simt că am 43 de ani, m-am dus la m-am dus la Universitatea Politehnică din București în urmă cu mulți ani și m-am făcut psihologul Universității Politehnică din București. De atunci până acum mi-au trecut prin mână mii de oameni și mi-am dat seama așa. Îți dă o dependență, ideea de a lucra cu oameni tineri. Fiindcă tu te vizualizezi prin prisma lor, nu prin prisma ta. Dacă eu aș lucra cu oameni de vârsta mea, cu siguranță că aș ajunge să mă comport, să mă îmbrac, să fiu, să gândesc ca ei. Dar lucrând exclusiv cu oameni tineri care nu îmbătrânesc niciodată, fiindcă în fiecare an la UPB vin mii de oameni noi tineri, tu ajungi să te comporți exact ca un om de 20 cămașă... de ani. Cu cămașe roz, cu tatuaje, cu brățări, cu capul proaspăt ras, cu barba în două culori, înțelegi? Cu Adidas din pluș. Adică, ideea e în felul, da, trebuie să o gândești pe asta. Unde le vezi? Băi, le văd la oamenii tineri. Așa. De ce-i copiezi tu și nu te copiază ei? Dar cine spune că nu mă copiază? E vorba de tipul de impact. Eu mă simt tânăr, acasă puștoaica mea Cristine are cele mai noi haine, fiindcă eu le văd pentru prima oară în București, în regie, acolo unde nu se gândește nimeni că exista modă. Este moda la superlativ, dar la oameni tineri. Când vrei să vezi care este vibe-ul Bucureștiului în două luni de zile, doar te plimbi prin regie și vezi oamenii cum sunt îmbrăcați. Hainele alea le vei vedea pe stradă la orice petrecere grozavă. Deci mondenă. Haina face pe om. Haina face pe om. Păi nu e asta o prejudecată? Ba da. Și apropo de chestia asta, tu vrei să pari tânăr. Pentru că stai în mijlocul tinerilor, te simți tânăr. Păi trebuie să fii tânăr, te îmbraci să cum te îmbraci, exact, și te simți tânăr, da. Dar există o grămadă de oameni acum care spun, ești penibil. Adevărat! Nu? Și păi ce să le faci? Păi nu, păi tu ești psihologul, tu le faci ceva, da, nu? Fii atentă. Tu poți să schimbi mentalitatea asta. În timp, uite, pe măsură ce trece timpul, trecut o grămadă de o să mai treacă încă 10, pe măsură ce trece timpul, oamenii care au fost... vizualizați de către comuniști ca fiind pioni și care acei pioni au creat copii și care acei copii au trăit în regulile comuniste. Chiar dacă au trecut 30 de ani, tot copiii noștri au reminescențe de acum 45 de ani. De ce? Fiindcă pionii au creat copii pe reguli comuniste. Da. Ce faci, când faci, cum faci, cum te îmbraci, ce vorbești, când vorbești, ce mănânci, unde mănânci, cine te vede. Oh my God, ce spui? Ce contează lucrurile astea?
Contează că cineva te judecă. Bine, bine, mă judecă, dar ce câștigă? Nu contează, contează că faci familia. Familia să se simtă prost. Partea de psihologie spune în felul următor. Atât timp cât ești echilibrat, logic și argumentativ, nu ai de ce să formezi o nouă traumă în timp pe ce judecă oamenii despre tine. Fiindcă se formează o traumă. Iar tu vei fi un nou pionier în a deschide drumul traumelor în viața ta. De ce? Și a copiilor mei. De ce? Fiindcă eu accept ceea ce alții m-au obligat să accept, respectiv un tip de educație care nu are legătură cu societatea occidentală sau cu societatea europeană, sub nicio formă. Faptul că sunt estic nu trebuie să fie un handicap, ci o bucurie. Paradigma unde apare? În modul de evoluție. Tipul ăsta de evoluție pe mine mă face să fiu constrâns să am reguli vis-a-vis de cu cine mă mărit, cât stau cu el, cum stau cu el, ci pe cine aleg, când aleg, cum aleg. Cum aleg să mă afișez cu el, cum aleg să vorbesc despre el, unde mă duc în public cu el. Vezi? Și căsnicia este o structură pe care oamenii o judecă. Atât de multe prejudecăți, așa o țară frumoasă, păcat că este plină cu oameni care judecă. Permanent. Da. Mă gândeam, uite, că voi doi acum stați pe canapea și avem o priveliște minunată asupra Bucureștiului și vedem, ați făcut voi așa, ați la început, o joacă, o joacă și am început să vedem câte biserici se văd pe geam. Deci trei. Cel puțin trei și mai e și Catedrala Neamului mai pe stânga așa. Suntem religioși, deci suntem un popor religios sau ne dorim a fi sau suntem ipocriți, nu știu ce să zic. Spunem că suntem. Spunem că nu știu dacă are legătură toată povestea asta cu religia. De ce? Pentru nu? Că pentru ar fi că... trebuit să aibă o legătură. Păi nu e așa? Dar pe de altă parte, Radu, să știi că eu nu m-am simțit constrânsă nici de familie și am crescut în epoca comunistă, practic gândește-te că am 57 de ani, deci chiar mulți am, înainte, am trăit vreme îndelungată în acea epocă și țin minte că am plecat de acasă la 20 de ani și am fost departe de a mă obliga cineva cu cine să ies pe stradă, am fost departe de a mă obliga cineva să fac o meserie alta decât cea pe care am iubit-o și o iubesc și acum. Deci am fost departe de lucrurile astea pentru că așa am simțit eu și nici nu mă raportez la Occident. Doamne ajută. Pentru că gândește-te, nici nu știam despre Occident acum. Nimic. Zero. Absolut nimic, nimic, nimic. Ci mă raportez la ceea ce vrea sufletul meu și ceea ce vreau eu. Adică, practic, a judeca pe altcineva înseamnă o boală, după părerea mea. Categoric. Deci, o boală care o ai în suflet. Și o să în suflet, această boală e aici a trebuit tu să vindeci sufletele cele care sunt îmbolnăvite de acest sindrom care înseamnă hai să judecăm pe cei din jurul nostru când de fapt tu însuți ai o problemă. Eu zic din interiorul tău să iasă bunătatea și o să vezi în jurul tău numai oameni frumoși. Chiar dacă sunt excepții de la regulă, da. Că nu este o regulă de fapt. Tu ești o femeie frumoasă, este exact cum ți-a zis el, ți-a făcut o descriere, că ești frumoasă, că ești înaltă, că ești subțirică. Mm-hmm. Și blondă. Și blondă. Și blondă. Bun. În momentul în care ai ajuns în acea lume, ai făcut modă și ai fost model în primul rând, manechin, da, cum se spunea pe vremuri, manechine. Nu te-ai lovit de prejudecăți și de judecata altora că știți ce se spunea despre manechine? Și apropo de subiectul ăsta, mama, eu fiind studentă la Seral, la Academia de Studii Economice, îmi trebuia loc de muncă. Pe vremea aceea asta era ordinea. Așa, ordinea firească. Exact. Și până la urmă chiar mi-a prit chestia asta, pentru că mama a văzut un anunț în ziar, UCECOM, Uniunea Cooperației Mești Sucrești, caută tinere fete pentru meseria de model, manechin, fotomodel. Și deci mama mi-a arătat anunțul. Mama, care era și mai crescută în... adică, oarecum te miri, știi? E firesc. Deci, ea n-a avut conceptul ăsta că o manechină ar putea să fie catalogată și etichetată damă de companie sau eu știu cum, știi? Doar frumoasă și atât. Nu, deci... Noi, pentru că și tu ai îmbrățișat această meserie, am crescut într-o lume superbă, frumoasă, în care am învățat să fim feminine, am învățat să ne iubim pe noi, am învățat să mergem, să ne îmbrăcăm, să ne... Să fim grațioase, să fim, elegante, deci, să fim deosebite. Într-o lume în care nu avea toată lumea acces. Ok, deci într-adevăr eram curtate de sute de bărbați, țin minte un bărbat celebru, nu vreau să-i spun numele,
la un moment dat a cumpărat toate florile de la floreasa de la Eva și a venit cu ele la UCCOM. Toate florile, înțelegi? Și le-a dat la fete. Un gest foarte frumos. Nu s-a combinat nicio fată cu el pentru că am primit câte o floare fiecare. În niciun caz nu așa ceva. Iar lucrul ăsta, ca și apropo de prejudecată, că manechinele și balerinele au un drum sinusoidal în viață, nu e adevărat. Au îmbrățișat fiecare o meserie frumoasă. Pentru care aveau multă pasiune. Multă pasiune. Și e multă muncă, culmea. Deci de asta spun că lumea te judecă după aparențe. Ei văd clipiciul, ei văd glamurul și ei spun: "A, păi asta trece prin viață ca gâsca prin apă." Adică n-are nicio treabă. Și eram și noi în pijamale, serioasă. Ne culcam și noi normal pe un pat clasic. N-aveam nimic moațe în afară de moațele de înainte de a ieși pe scenă. Și asta e o chestie. Țin minte apropo de povestea asta. Costel, care era coafezul nostru, așa, e și acum în branșă, mi-a zis o dată la un caier la Sibiu, mi-a zis: "Romanița, să știi că tu ești elegantă până și în training." Chestie care chiar mi-a plăcut, chestia asta. Sună bine. Adică noi eram elegante până și în training. Bine. Pentru că asta ține din noi, adică iese din noi chestia asta. Dar și eu acum te întreb, că eu știu că tu ești sinceră și directă, deci Radu, fii atent, deci Romanița, da? Apropo de stereotipuri și prejudecăți, deci Romanița, femeie frumoasă, deci blondă, deci cumva egal s-ar putea să nu ducă mintea, să nu folosim cuvinte așa. După care ai avut o relație cu Irinel Columbeanu. Deci, acolo era ceva de genul bărbatul cu bani sau mai mic de statură. Da, numai că sau, nu avea bani pe vremea aceea. Adică nimeni nu gândește așa. Dar te-a judecat lumea? Te-a catalogat drept fata care a mers pe interes? Care da, a vrut ok, deci le e simplu să eticheteze o persoană. Știu. Și mai ales că acea persoană e matură, adică nu se gândește că ar avea cum să combată, de fapt, o inerție și o prostie. Irinel, pe vremea aceea, era la început de drum, avea un orsit, pe vremea lui Ceaușescu, trăia într-o casă asta de icral, adică înțelegi, despre asta e vorba, da. Nu învârtea averi și nici de cum. Și într-adevăr, relația noastră a fost foarte frumoasă și a rămas prieten 33 de ani de prietenie, da. Și prietenia continuă, ceea ce mi se pare extraordinar. Deci, iar poveștile astea cu, până la urmă, nici în momentul în care un cuplu hotărăște să meargă împreună în viață, nu contează cât timp, poate pentru totdeauna, niciodată nu trebuie să comentezi și nici să judeci. Pentru că ei știu ce e acolo, ce e acolo ei. Și probabil că ei își doresc, sau mai mult decât sigur că ei își doresc, și este exact treaba lor. Da, dar Radu, până la urmă avem oameni care judecă. Că bărbatul bunicuț, cum ai spus tu, că înainte eu am vorbit cu Romanița și bărbatul acela mai în vârstă caută tot timpul fetele foarte tinere. De ce? Să le modeleze el sau ce? Sau se simte tânăr? Să spun un secret. În clipa în care nu poți ajunge la un standard pe care ți-l dorești și la care visezi, este automat să alegi din jurul tău poveștile de succes cu care să nu fii de acord. Fiindcă tu spui în felul următor: prefer să nu fiu de acord cu ceea ce se întâmplă pozitiv în jurul meu și despre care eu să pot submina tot conținutul informațional, decât să spună lumea despre mine încă un adevăr, respectiv că nu sunt capabil să fac un lucru. Pentru următoarele 14 zile, începând din seara aceasta, vom avea un hiper, super, mega scandal în media, care s-a întâmplat azi noapte. Care sună în felul următor: Will Smith da. Aflat în rândul întâi. Așa ce e. Valoare trebuie să ai tu ca să fii în rândul întâi, da, la premiile Oscar. A auzit o nouă glumă spusă de Chris Rock despre soția lui, care acum, din păcate, și-a pierdut tot părul. Nimeni nu știa adevărul despre această boală care oficial a mers către ideea de o pierdere banală a părului, deși aici avem foarte multe semne de întrebare. În conformitate cu reacția lui, tipul s-a ridicat în primul rând, a urcat treptele cu foarte multă siguranță. Chris Rock a spus: "What?" Atât a spus, sau "Uh-oh", și a primit o super palmă de la om, live, în fața a milioane de oameni. Omul s-a întors aranjându-și sacoul, s-a așezat pe fotoliu desemnat, e dat pe numele lui. Și a avut un dialog fabulos, realmente fabulos, cu Chris Rock. Chris Rock a spus: "Man, it's a joke."
Și el a spus, niciodată numele soției mele să nu mai fie în gura ta murdară. Și în loc de murdară, englezii au un cuvânt. Și a repetat de două ori. În dimineața aceasta, toate tabloidele americane, italiene, franțuzești au spus, incident, incident, incident. Și puțin oameni au ieșit să spună, a făcut un lucru extraordinar, extraordinar și a apărat soția. Exact. Unii au venit și au spus astăzi, că am stat pe Daily Mirror, am stat și pe New York Times, am lăsat câteva comentarii, au răspuns câțiva români, vreo 50, și pe New York Times și pe Daily Mirror, și am spus în felul următor, avem de-a face cu un răspuns educațional, în funcție de tipul tău de educație și de originea ta, respectiv din ce țară ești. O să vezi că est-europenii sunt într-un fel, francezii sunt într-un fel, canadienii la pol opus sunt altfel, americanii vor judeca altfel. Și am avut câteva reacții din partea diasporei și a unor cetățeni americani și englezi, în care au spus, dar nu a fost corect să facă gestul acesta. Și am spus așa, în funcție de educație, da, privești acest fapt ca fiind incorrect, neadevărat, critic, scenariu și multe altele. Ulterior, tipul Will Smith a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun rol bărbat în film. Și a ieșit, am fost lângă el, am trăit trup suflet. L-am văzut cu lacrimi în ochi. Și a spus, îmi pare rău, sper că Academia să mai mă cheme, dragostea onoră joacă feste. Și eu am înțeles un lucru. Omul ăsta va fi judecat și nu va fi judecat nici pentru culoarea pielii, da, nici pentru gest, nu pentru gest, ci pentru puterea pe care a avut-o ca bărbat să-și apere soția. Puțin o să se gândească la asta. Tot prejudecată este. Da, corect. Tot prejudecată este. Aceeași prejudecată o simți când vezi o persoană care este într-un fel tatuată cu tipul de simbol sau supraponderal și spui în felul următor, are ceva în neregulă, cu siguranță ascunde ceva, cu siguranță este prea bine pregătit. Oare unde s-a pregătit? Cine l-a pregătit? Tot prejudecată este. Și atunci când mergem pe stradă și vedem priviri negative care se referă la noi, noi trebuie să avem puterea să zâmbim. Fiindcă dacă nu o avem, ne încărcăm cu toată energia lor negativă și nu o să ne scape niciun 7,83 de herți pe care putem să-l playem oricând când ajungem acasă, ca să curățăm tipurile de aură negativă pe care am acumulat-o pe parcursul zilei. Fiindcă noi am făcut greșeala să ne încărcăm cu ea. Noi suntem cei vinovați. Nu ei că ne-au desfințat, noi că le-am acceptat opiniile. Am avut dimineață, înainte să intru în dialog cu tine și să-mi spui de emisiune, o conversație care se difuzează în seara asta, o conversație cu o pacientă deosebită cu care m-am și împrietenit după ce a ieșit din dezvoltarea personală care a realizat-o cu mine ani de zile și mi-a spus în felul următor. Am un gap, mă simt unattractive, ca prieten spune ce să fac. Și eu i-am spus în felul următor, ceea ce tu simți nu este adevărat. Ceea ce judecă ceilalți despre tine, te judecă din cauza că nu pot ajunge la tine. Tipurile de bărbați pe care îi atragi din cauza nesiguranței tale. Ceea ce ar trebui să atragi este așa. Și am descris bărbatul pe care ar trebui să-l aleagă. Respectiv, să fie în felul următor. Un excelent orator, o persoană extrem de logică, fantastic din punct de vedere intim, cu foarte multă dorință de a discuta și după terminarea actului sexual, fiindcă altfel lucrurile se întâmplă în felul următor. Strict rutinic, strict animalic, omul vine, se descarcă, face duș, se îmbracă și pleacă. Dar partea umană unde este? Unde? Da, în prejudecată. Am fost cu o femeie frumoasă, am bifat, am trecut mai departe. Ok, și sufletul? Sufletul nu există. De ce? Fiindcă fac diferența între a fi bărbat și a fi uman. Bărbatul de ce nu poate fi uman? De ce nu are sensibilitate, dorință de a discuta, dorință de a gândi, dorință de a fi strategic, dorința de a se afirma? Lângă cine? Lângă o persoană despre care mulți spun lucruri neadevărate. Dar apropo de asta, acum vreau să o întreb pe Romanița. Vezi, îmi ridici mingea normal, la fileu. Normal. Romanița de ani buni e într-o relație foarte frumoasă cu un bărbat care cred că l-a descris foarte bine Radu, cel puțin și-am văzut eu din exterior. Și cu toate acestea, din nou poate fi o prejudecată că s-a nimerit să fie un bărbat mai tânăr decât ea. Doamne ajută! Deci... Bravo! Doamne ajută! Deci eu te întreb acum, Romanița, cum ești tu în situația asta? Știu că e o viață foarte frumoasă, știu că e o relație foarte frumoasă și totuși lumea te judecă. Exact cum spune Radu. Încântată. Încântată. Sunt încântată. Atunci când ne-am întâlnit prima oară, nici nu s-a pus problema să intrăm într-o relație de prietenie. Și a fost cu totul altceva, una profesională. Și în același timp,
Nu l-am pus să pună pe masă nici buletinul, nici eu nu mi-am scos buletinul. Aha. Și atunci lucrurile au decurs de la sine. Că este mai mic decât mine cu 12 ani, exact cum ți-am povestit ție, sunt relații cu... Eu calculam! Da, da, da. Sunt relații cu bărbați de 80 de ani și fete de 30 de ani. Nici nu mă interesează subiectul ăsta și nici nu vreau să judec vreodată pe altcineva, cum de altfel nu-mi pasă dacă cineva m-a judecat pe mine în tot acest parcurs, că au trecut vreo 14 ani de când s-a întâmplat exact. Întâlnirea noastră. Doamne ajută! Și, da, dar acum 14 ani chiar era lumea plină de prejudecăți. Adică, într-adevăr, hai... nu, deci eu mi-am învățat lecția asta cu nu judeca pe nimeni, da. Și nu-mi pasă dacă cei din jurul meu mă judecă. Mai mult decât atât, la un moment dat am un sentiment de milă pentru ei. Adică ăsta e sentimentul pe care îl am în sufletul meu. Radu nu prea e de acord. În sensul că îmi pare rău pentru ei. Că ajung în loc să se uite în oglindă și să-și vadă de viața lor, să-și trăiască clipa și momentul și fericirea, se uită în ochii mei. Și în ochii mei n-au cum să vadă decât propria ta viață și viața propria ta mea fericire. Frumoasă, că da. Eu sunt genul de persoană care nu a făcut compromis niciodată în viață și am zis o viață avem și chiar vreau să o trăiesc frumos. Și atunci lângă Iulian... experiență pornită acum vreo 14 ani, continuă și acum, creștem împreună, ne dezvoltăm împreună, avem pasiuni care se întrepătrund, îi înțeleg fiind o femeie matură. Evident, înțeleg hobby-ul lui că este golfer și de multe ori se întâmplă ca un teren de golf să fie lângă un spa, lângă o piscină. Și atunci știi ce bine ne înțelegem, el e pe terenul de golf, eu sunt în piscină în not, ne întâlnim după prânz, mâncăm, ne jucăm, ne ducem la plimbare, glumim. Deci este super, super interesant. Deci asta este în esență, până la urmă. Fericirea stă în lucrurile simple. Fericirea stă în lucrurile simple, exact. Și nu are vârstă. Asta nu, ar nu trebui să fie. Chestia asta cu vârstă. Adică și dragostea nu are vârstă. Deci păi da, dar... Știi cum e cu vârsta? Deci s-a întâmplat când Albert, fiul meu, avea vreo 8 ani. Și el de la 3 ani l-am trimis în tabără. Și era într-o tabără la 8 ani de mountain bike. Și mă duc să-l iau din tabără și îmi zice: mama, deci îți dai seama, acum câți ani? 7 ani. Mama, exact. Cu câți ani ai? Altă prejudecată, stai cu eu și pe asta. Păi am 40 și nu știu câți de ani, 48 de ani, 40 și nu știu cât era, ceva de genul. 48 de ani. Mama, ești cea mai bătrână mamă din tabără. Voilà. Până exact. Și mama lui Andrei, care Andrei avea 13 ani și Albert avea 8 ani sau ceva de genul. Are 36 de ani. Până și mama lui Andrei avea 36 și aveam 48 când Albert era mai mic decât Andrei. Adică asta era ideea. Cum e răspuns? Albertel, vezi tu vreun fir de păr alb? Nu. Vezi tu, mă vezi pe mine că sunt inactivă, că nu sunt o persoană pozitivă, sportivă? Nu, ești foarte... Atunci? Și de atunci Albert își admiră mama, apreciază, adică practic are pentru mine numai cuvinte de laudă și n-am mai pus niciodată în balanță faptul că mamele celorlalți copii sunt de altă vârstă, știi? Adică și asta că este... s-a discutat între ei, copiii au discutat și a venit un băiat la el și un bully, după Luca, așa se numește, da. Care i-a spus: mama ta e bătrână, mama ta e... Asta a venit în sufletul lui, nu a fost cazul de bullying. Nu, deci el a observat chestia asta, deci a studiat un pic problema și și-a dat seama că mama lui are o altă vârstă decât au celelalte mame, copiii fiind un pic mai mari decât el, adică erau, zicea în sufletul lui că e o problemă, știi? Dar de fapt ea nu există. Știi? Există asta o structură care se poate aplatiza în discuția asta, care are sau face referire la ideea de ce îi spui minorului atunci când vine cu așa o poveste exact. La tine. Și tu trebuie să-i spui în felul următor: iubirea mea, tu reprezinți pentru mine esența universului în care noi trăim. Este adevărat că mi-a trebuit mai mult timp ca dragostea pe care eu o simt față de tine, tu astăzi fiind prezent aici, să se materializeze. Restul persoanelor din jurul nostru au avut ocazia, pe care eu nu am avut-o niciodată, să dea viața unor copii mai repede decât am putut să fac eu. Dar faptul că eu te-am făcut
mai târziu decât au făcut ceilalți copii, reprezintă un plus de dragoste pe care ți-l ofer. Și acum să facem un update la cele spuse de tine. Ideea de a simți milă pentru o persoană care te judecă este o idee controversată, fiindcă tu îl încarci pe omul din fața ta cu bunătatea ta, cu lipsa ta de responsabilitate în direcția lui, pe ideea de acceptare a umilinței la care te supune și tu îi oferi mila ta. Nu ofer mila mea nimănui, fiindcă nimeni nu merită mila mea. Asta înseamnă că eu sunt responsabil pentru ideile mele, logica și argumentele mele. Nu mă pun niciodată într-o situație proastă, sub nicio formă, indiferent de în fața cui sunt sau unde mă aflu, și nu cedez energia mea unui om care nu o merită. Să simt eu milă pentru un om care m-a criticat ar însemna să-i ofer valoare. Nu ofer valoare unei asemenea persoane niciodată în viața mea. Nu am de ce. Și spun în felul următor: prietene, eu te înțeleg în direcția pe care tu ai apucat-o, dar direcția pe care tu ai apucat-o este una injustă. Ca eu să o înțeleg reprezintă un efort, dar mai mult decât efortul meu nu-ți ofer. O să-ți dai seama singur în timp că greșești și va greși și în fața ta și în fața celorlalți. Mila pe care o simțim față de un om care greșește poate apare doar în interiorul familiei, interiorul familiei extinse sau după divorț pentru fiul, fiica noastră care creează un eveniment nefericit. Dar, și atunci noi trebuie să punem în balanț două noțiuni total diferite, care pe noi ne transformă în ceea ce suntem: valoarea noastră și valoarea celui din fața noastră care greșește. Când eu îmi știu valoarea, îmi știu puterea, îmi știu cât de bine merge creierul, îmi știu cât de bun orator sunt, cât de grozav sunt, pe cine cum se duc și când, sau ce mamă sau bună, ce mamă sunt, bună, sau ce soție bună, sau cât de sunt, fenomenală sau prietenă, sunt, sau... exact, eu trebuie să știu foarte clar ce-l face pe omul din fața mea să greșească. Și aici mergem pe anticipare. Îl fac să se simtă prost, i-am anticipat ideile și atunci se simte în neregulă, îl domin, este umilit de prezența mea. Toate aceste patru formează o esență la care eu tind să mă gândesc sau nu. Și atunci spun așa: unde am greșit eu? Cu ce am greșit eu? Vin și mă uit la mine mai întâi. La mine. Și mă gândesc în felul următor: sunt eu cel care a greșit? L-am făcut eu pe copilul meu să greșească? Copilul meu reprezintă oglinda vieții? L-am făcut eu să greșească? Sunt eu tată bun, mamă bună? Da, nu știu. Mergând către tine, vei face un salt fenomenal în care îți vei da seama de valoarea ta de părinte sau valoarea ta de soț-soție. În rest, nu contează. Să spună mulțumesc cei care ne văd și care intră în contact cu noi pentru ceea ce suntem noi. Deci cred că ar trebui să sunăm în fiecare zi pentru o porție de asta de pozitivism. Apropo de copii și de mame, pentru că este și asta o prejudecată. Este. Că nu toate femeile vor să fie mame și noi nu trebuie să le obligăm pe aceste femei să fie neapărat mamă. Pentru că gândește-te că nu suntem toate făcute să fii mame, cum nu sunt nici bărbații toți făcuți să fie tați. Există o vorbă ortodoxă, spusă de părintele Visarion, dacă nu mă înșel. Nu toți suntem făcuți pentru căsătorie. Și atunci noi extrapolăm și spunem așa: exact. Nu toți suntem făcuți să fim părinți. Da. Noi putem să acceptăm ideea de părinte, care ne-a fost insuflată de părinții noștri, bunicii noștri, străbunicii noștri. Da. Dar cine îmi garantează mie că eu sunt un părinte bun pentru un copil care se naște din sângele meu, într-o lume care nu mai este pregătită în a primi alte milioane de copii în fiecare lună? Cu cât lumea se înrăiește în jurul nostru, noi trebuie să ne gândim bine și foarte bine dacă vrem să dăm naștere unor suflete noi, atât timp cât oamenii sunt extrem de răi în jurul copiilor noștri. Toate discuțiile rele acum se poartă pe WhatsApp-ul părinților, de la grădiniță până la liceu. Iar ceea ce primește omul în interiorul structurii academice denumite universitate reprezintă o structură evoluată la care are acces emoțional și cognitiv, dacă o înțelege. Dar atât timp cât până la liceu, până la facultate, anul întâi, mama și tata s-au ocupat să vorbească în numele lui, de la grădiniță, la școala generală, pe WhatsApp-ul părinților, WhatsApp-ul cu profa, WhatsApp-ul fără profa, atunci copilul ăla care ajunge la facultate, nu doar că nu se integrează, dar nu înțelege cum gândește, ce simte și ce vede. Corect. Ești un părinte bun acum? Nu știu, mă mai gândesc.
L-am apărat? Da. Ai făcut bine că l-ai apărat? Nu știu. Ai făcut bine că l-ai ajutat tot timpul? Da. Da, pentru tine, nu pentru el. Păi cum adică? Păi el nu se descurcă în viață. Dă-i 50 de lei și lasă-l. Exact. Da, asta este. Exact. Lasă-l în mijlocul Bucureștiului. Exact. Și spune-i, du-te și tu până la Unirea. Chem un taxi, chem pe cineva. Îmi dai cine tu bani, mă ajută, mama, să mă dăm duc și mie 50 de lei Uber-ul, plus, că mi-ți face și foame pe drum. Da, corect. Știți, asta ține de noi, până la urmă, absolut, de noi părinții. Creșterea, educația. Foarte mulți părinți greșesc că își cocoloșesc copiii și nu le dau drumul să zboare, pentru că ei nu înțeleg până la urmă ce se întâmplă dincolo de gardul casei și au așteptarea acești copii ca mama, tata să îi sprijine până eventual și la căsătorie, dacă nu mai mult decât atâta. Deci asta păi este stai o greșeală... că intervine, apropo de prejudecăți, intervine în momentul în care, nu știu, e un băiat și o fată se căsătoresc și în momentul acela băiatul deja se uită la fată și încearcă să o muleze după ceea ce a văzut acasă, după mamă. De multe ori poate fata are și ea o pasiune, vrea să aibă o carieră și el zice nu! Trebuie să stai acasă, la cratiță, să-mi faci o ciorbă bună, și să mă aștepți mulți și copii. Pentru că așa mi-a zis mama, eu așa am fost învățat. Sau ne uitam la aceste biserici, da? Și tot spuneam că oamenii sunt, vor să fie religioși și asta înseamnă să fii mai bun, da? să accepți omul de lângă tine. Când ți se trage o palmă, apropo de Chris Rock și așa, să întorci și cealaltă obraz. Dar noi mergem acasă și spunem, a, bătaia e ruptă din rai. Noi ne bătem în continuare copiii, îi ținem într-un stres continuu. Învață, ia nota 10, n-ai luat nota 10, ești prost. Dar de ce nu ești ca cutărică copilul celeilalte? Tu de ce mă faci de râs? Sunt toate lucrurile acestea. Sunt esențiale. S-au schimbat? S-au nu, schimbat? Nu s-au schimbat. Ce comparațiile zici? Întotdeauna o să fie. O să datorită fie, faptului că noi reprezentăm la nivel transgenerațional singurul popor care și-a ucis, cu excepția a câțiva pe degete, toți conducătorii de-a lungul istoriei. Și atunci spunem în felul următor. Noi pe cine am omorât? Pe Ștefan cel Mare, pe mai cine? Pe Mihai Viteazu, pe Horia Croșca și Crișan, pe Vlad Țepeș, pe Haiducu Iancu, pe cine? Pe toți oamenii reprezentativi. I-am omorât. De ce? Fiindcă n-am mai suportat ce? Să facem parte dintr-o structură ce avea reguli grozave, despre care istoria spune acum, astăzi, că nu mai contează. Da, ținând seama de ideea de transgenerațional, ajungem în anul 2022 și vedem următoarele elemente. Cine cum gândește, cine ce spune, ce a rămas din vechile structuri. Respectiv partea de logică, partea de argumente, partea de psihologie, structura psihoemoțională, structura cognitivă și evident mega reproșurile. Care mega reproșurile sunt din anul zero al nașterii? Uite cât de slab cognitivă ești, iar el spune cu patos proastă că nu știi să pui un scutec. Este prima umilire a mamei. Din luna întâi de viața copilului, nu ești capabilă să-ți ții laptele. Uite-te, vecina noastră, Ioana, și-a alăptat copilul un an și jumătate. Nu ești capabilă să faci lucrul ăsta, ești îngrozitoare. Evident că femeia aia săraca, super mega stresată, umilită de bărbat, își pierde laptele. Evident că nu vorbește cu un consilier în lactație, fiindcă el deja a spus că e un dobitoc care nu are să caute în casa noastră, noi nu luăm lecții de la nimeni, noi suntem oricum mai presus decât toată lumea și creierul meu este mult mai bun decât al tău și tu ești o incapabilă. Lucrurile astea țin de cum vorbesc cu soția, când vorbesc cu soția, cum o umilesc, când o umilesc. Am ajuns la anul prim de naștere al copilului, se face anul 1 și spunem așa, să-i luăm mosul copilului, că știe creștinește. Tot spuneai tu că ești creștin ortodox. Băi, dar cine să vină la noi? Păi să chemăm pe cineva. Păi da, dar pe cine chemăm? Păi să chemăm pe naș. Păi pe cine mai chemăm? Să chemăm pe mama și pe tata. Iară mama și tata. Iară măta și tactul, știi, pe ideea asta. Din nou să intre în viața noastră. Da, dar de ce ai cu ei? Ce ai făcut cu ei? De ce te-ai făcut o fixație? De când ai rămas însărcinată și după ce ai făcut copilul? Uite, ai o problemă tu cu părinții mei. Tot o umilește? E anul întâi. O să o umilească 18 ani. De ce? Fiindcă el este mai deștept, el este mai bun, el aduce toți banii în casă, ea nu este capabilă să facă nimic și copilul este stresat și are o problemă din cauza că tu nu ai fost în stare, iubita mea, să-l ajuți. Și copilul exact asta o să facă, o să crească cu aceste traume stigmate. Și cu aceste stigmate, da. Și iată, da, cum perpetuăm speciile mai puțin
normale, ca să zic așa. Nu te duce la maică ca să vorbești cu ea, că este slab cognitivă. Vino la mine că eu îți dau, uite, ai vrei o hârtie albastră, vrei o hârtie mou, vrei o hârtie verde, tati îți dă. Da, da, tati, știi, eu am nevoie să vorbesc cu tine de la bărbat la bărbat. Da, stai să-mi fac un pic de timp și vorbesc cu tine. Nu e adevărat, eu iubesc copilul, aud asta în fiecare zi. Și am o gamă largă de tipuri, de idei de genul acesta, da, care... E trist. Da, de exemplu, așa, că mi-a venit acum pe moment. El vine cu copilul și spune, fiul meu nu comunică. Ok, cu cine? Cu mine. Ok, de ce crezi că nu comunică cu tine? Are ceva, mama lui, spune măsa, evident, l-a înfierat împotriva mea. Și cu siguranță ea este de vină, dar află tu despre ce e vorba. Prietenul meu, care nu mai sunt de astăzi prieten, așa că de-abia a venit la mine aseară și mi-a spus povestea asta și am sunat și am întrebat, iubita, zic, spune și mie, cum e cu treaba asta, cu puștiu, cu... Păi ce întreabă? Ce? Cum îi vorbește? Păi de ce să-i vorbesc? El trebuie să vină să vorbească. Automat s-a dus direcția agresivă către normal. Copil. Ce i-a luat copilul în ultima lună? I-a luat Adidas? Nu! I-a luat blugi? Nu! I-ai luat un tricou? Nu. Ai fost cu el afară? Nu. Îl duci în parc? Nu. Îl duci la cățărări? Nu. Faci ceva pentru el? Nu. Augurii. De ce îți vorbească cu tine? Ce i-ai oferit tu copilului? Zero. Zero îți oferă și el. Problema nu e la momentul X plus 1, când copilul deja e mare. Trebuie de mic. De când e mic. De mic trebuie creată o prietenie între părinte și copil, care această prietenie crește pe zi. Ce crește și el în vârstă, da, că atunci când sunt probleme într-adevăr cum au adolescenții acum, pentru că sunt, deci alcool, consum de droguri, exact, sex. Deci acum chiar sunt probleme la nivel global a adolescenților. Adolescentul să vină, copilul să vină să-ți zică în ce problemă a intrat, cum se poate rezolva acea problemă. Altfel, dacă nu ești prieten cu se copilul, duce la o persoană de pe internet. Și o să fie și mai rău. Că atunci chiar s-a pierdut. Oh, da. Adică există ruptură care nu mai poate fi mergi reparată. Pe ideea aia. De ce să vorbesc cu mama și cu tata când am netul la dispoziție? Ia uite, intru aici, pe platforma asta, îmi scriu gândul și un specialist fantastic îmi răspunde. Și noi nu știm cine stă în spatele specialistului. Noi nu știm ce om bolnav este în spatele specialistului. Dacă omul este specialist sau nu. Și de asemenea, vin copii de 14, de 15, de 16 ani care sunt, din punct de vedere psihoemoțional, integri din toate punctele de vedere și care au crescut într-o familie de un anumit tip și spun... Radu, eu simt că e ceva în neregulă cu mine. Ce simți? Știi, mi-a sugerat, ți-a sugerat cine? Un prieten. De unde? De pe internet. Că ești ce? Că sunt ca el. Că ești ca el ce? Știi că m-am gândit să fumez. Ce? Un drog. Ca să ce? Ca să simt relaxarea. Sau, asta e varianta, doamnelor și domnilor, mai interesantă ceea ce urmează. Zice așa, simt că sunt diferit. În ce direcție? Aha. Sexual. Cine ți-a spus asta? Prietenul meu. Care ce este? E diferit de mine. Ce este ca și ID? O femeie sau un bărbat? Tu ce ești ca și ID? Păi... O femeie sau un bărbat? Că aș aleg avatarurile. Și ce a spus despre tine? Că aș putea să fiu ca și el. De ce? Fiindcă el se simte singur. Și tu? Și eu mă simt singur. Și atunci, această seducție indirectă, făcută de mintea unui om bolnav, de 40-50 de ani, din alt colț al lumii, care este orice altfel decât spune că este. Că noi nu știm nici ce este, nici cine este, nici din ce comunitate face parte, nici ce religie are, nu știm nimic din toate lucrurile astea. Învață un copil de 13-14 ani că poate fuma droguri, că se poate injecta sau că are o problemă reală cu sexualitatea. Da, da, exact. Netul, adevărul e că net, internetul și sunt și aceste campanii. Că uite, acum, de exemplu, mă gândesc și la Me Too, campania Me Too, da? Când a fost lansată dinspre americani, a fost interesantă, da. Dar era ideea că femeia este cea care este abuzată sexual, este și cea care are... abuzat sexual. Asta vreau să zic, că apropo de prejudecăți și de a judeca oamenii, sunt femeie, deci sunt predispusă la a fi abuzată sexual. Bun, nu zic că există cazuri multiple de genul acesta și România oricum rele e pe ultimul mizere. Loc în Europa, apropo de ce legi suntem și ce pe primul măsuri loc la mămici
minore care dau naștere copiilor. Suntem exact. Pe primul loc în Europa. Educația sexuală în școli, nu știu dacă există. O să existe, dar o să nu fie încă. Și aia cu, este foarte importantă. Știi cine vine, ce vine. În școlile private există deja, dar da. În școlile de stat, nu știu. În școlile private blamate. Este foarte importantă chestia asta. Este foarte importantă și asta voiam să vă întreb. Ce credeți că face sistemul acesta pentru a contracara toate aceste prejudecăți și stigmate care efectiv creează traume interioare și formează niște adulți inadaptați până la urmă. Niște pentru că viitor noi... pacienți pentru cabinetele de psihologie. Asta e bine pentru tine. Pentru mine și colegii mei va fi bine din punct de vedere pecuniar, dar din punct de vedere moral nu. Datorită faptului că dacă noi putem să realizăm acte normative care se transforme în legi și care să ajute ca acești copii să nu mai fie sub incidența bullying-ului, sub incidența hărțuirii de orice natură, sub incidența... A părinților care îi bat și care... Sub incidența violenței în familie. Și îmi bag eu materia în cap. Lucrurile astea, dacă noi nu le prevenim, noi nu ne putem bucura că există. Ferească bunul Dumnezeu. Fiindcă eu, de exemplu, fac greșeala... Și mi-o asum să mă duc la cumpărături împreună cu copiii mei și să mă uit, să deschid ochii în jur, cum fac chestia asta, mi-am impus să nu mai fac, dar din păcate e prin prisma meseriei. Văd copiii amărâți, văd copiii plânși, văd copiii bătuți, văd copiii traumatizați. De curând am avut ocazia să merg pe stradă în zona Unirii, un tătic la 1,80 m urla realmente în mijlocul străzii pe trecerea de pietoni, nu conta că se făcuse roșu, la o puștoaică. Mai mult de 8 ani nu avea. Și am scos și o carte de vizită, i-am făcut o cadou și i-am spus, știi, uite, se face verde, hai să trecem, hai înapoi și dai și tu un telefon când termin cu urlatul și crizele de nervi în mijlocul Unirii. Și omul a spus, n-ai niciun drept să te bagi. Adevărat, te rog frumos să mă ierți. Dar n-am făcut-o pentru tine, mă pentru poți înjura, copil, am făcut-o pentru copii, fiindcă tu îl traumatizezi. E dreptul meu, nu te bagi în viața copiilor mei sau a mea, tu ai o problemă. Adevărat, am o problemă atunci când văd un copil care este amărât și la care se țipă. Este o problemă, dar se numește etică și morală. Și mi-o asum. Eu le am, tu nu le ai. Eu m-am sunat în final. Te-a sunat? M-a sunat. Pentru că asta chiar vreau să te întreb. Există în societatea noastră, încă se spune că dacă cineva sugerează să mergi la psiholog, înseamnă că efectiv te face ca ai fi nebun. Da. Adică, nu e când... psihiatru. Psiholog, e diferență între psihologie și psihiatrie. Așa adicuala. Este. Da, dar mulți oameni din țara asta nu fac această diferență. Eu știu că la psihiatru chiar se duc oameni care au niște afecțiuni, dar la psiholog se poate duce inclusiv un copil normal, dintr-o familie normală, dar care trece printr-o traumă. Care trece printr-o traumă. Adică, moartea unei persoane dragi, divorțul, să nu uităm schimbarea casei, a școlii, tot o traumă pentru copil. Comunicarea dintre psiholog și personaj, că e copil, că e adult, este esențială în vindecarea unei traume, indiferent dar care este motivul. Prejudecata există. Că de ce să trimit eu copilul la un străin, să-i bage cine știe ce gărgăuni în cap, când lasă că mi le duc eu cum știu eu și cum am învățat pe mine mama pe sau lângă tata. Faptul că e străin de situație și atunci este echidistant, e și specialist în a comunica. Adică clar. Este esențial. Da, asta zic până la urmă. Prietenia dintre părinte și copil este cea care trebuie să definească până la urmă dorința fiecărui părinte atunci când hotărăsc să... Dacă îți faci timp să devii prieten copilul tău. Nu, trebuie să ai timp. Trebuie să ai timp. Astfel nu-ți faci copilul. Adică de ce să faci un copil? Doar așa să-l arunci în viață, să fie nepregătit? Pentru că societate, nu se pentru că mama, exact. Pentru că tata, pentru tot că nașii... Tot societatea îți impune șablonul ăsta. Tu fiind femeie trebuie fiindcă să... Fiindcă a rămas însărcinată, da, fiindcă exact. Trebuie să duci să în sarcina. Să devii mamă, să ai cel puțin doi copii, să... Nu mai schimba lucrurile, a trebuit să gândească. Credeți că s-au schimbat? Pentru că mie mi se pare că în societatea românească te cam... lupți cu morile de vânt. Adică din punctul ăsta de vedere al prejudecăților. Eu și acum la 52 de ani, eu mă bucur că tu ești foarte puternică, da. Da, da. Am zis la 52 de ani, eu nu mă percep nici tânără, nici bătrână. Sunt un om care este în momentul ăsta al vieții. 52, ok, nicio problemă. Dar subconștientul meu cred că suferă, pentru că atunci când am împlinit 50 de ani, înainte să împlinesc 50 de ani, ce credeți? Mi-am luat un bilet de avion și m-am dus la Rio de Janeiro și am vrut să fiu acolo, departe de societatea românească, care ar fi zis, a făcut 50 de ani, e o babă. Mamă, ce bătrână era 50! Pe cuvânt, hai să zic cum privesc eu. Pe cuvânt,
M-am dus în Rio de Janeiro pentru că acolo femeia mică, grasă, deci, scundă, înaltă, nu te 80 de ani, așa. E femeie și e respectată. Corect. Și sunt multe femei și își doresc să trăiască 100 de ani. Eu, de exemplu, l-am născut pe Albert la 42 de ani. Da, altă prejudecată. Chiar de ziua mea. Bătrână, atunci când el va împlini 18 ani, eu, conform dogmelor. Nu dogmelor. Matematicii. A logicii. Am crezut că te referi la oamenii care te judecă. Cât înseamnă 60? Da, mamă, are 60. Și privesc în felul următor. Albertel, scumpul meu băiat, face 18 ani peste 2 ani. Domnul, eu voi face 60, da? În momentul ăla, tu vei intra la facultate oriunde în lumea asta mare. Domnul, iar eu îmi voi trăi a doua tinerețe. Da. Adevărat. Da. La 60 de ani. Da, adevărat. Eu croazieră, o lună în Panama, o lună nu știu unde. Adică asta este experiența vieții, practic. Atunci când vine un copil la vârsta maturității, ai o bilă albă pentru că ești deja pe o traiectorie. Adică ești independent și din punct de vedere emoțional și financiar. Dar într-adevăr ai această prioritate în viață pe care de multe ori o au bunicii, dacă faci copilul când ești mai tânăr, da? Să te ocupi de copil. Ceea ce e un lucru foarte bun, că devii într-adevăr prieten copilul. Adevărat. Dar în momentul în care ai o vârstă, când copilul are și el vârsta de a zbura în lume, da? Și tu poți să te întorci acolo de unde ai plecat cu 18 ani înainte, adică la bucuria de a trăi. Tipul de percepție diferă. A venit puștaica mea când eu făceam 35 de ani la mine, o amică de-a noastră comună făcea 40 de ani și a venit și la mine și m-a tras de mânecă. Așa? Și mi-a zis, tati, știi cât de bătrână e vecina noastră? Oh. Zic, cât de bătrână e? A făcut 40 de ani. Păi zici, și eu am 35? Păi da, zice, dar tu ești tata. Vezi? Aha. E vorba de cum te privește. Da. Copilul nu își dă seama. Copilul nu vrea să jignească. Pentru el, vârsta noastră reprezintă un număr. Un număr care în capul lui are o rezonanță anume, o importanță anume. Mamă, e mult. 40 de ani. Păi tati, e bătrână. Dar câți ani are fica? Acum? Are 17. Atunci. Nu știu, fă socotelea cu ea, 43. Nu, gândește-te. Acum nu mai gândești așa. Da, mă, e nasol. Nu mai gândește. Mie spune fiul meu, mama, tu nu arăți, tu arăți a 45 de ani, a 47 de ani. Ar trebui să arătăm a 50 sau 57 de ani. Ce vorbești? Deci, altfel, până la urmă, cred că contează foarte mult. E un avantaj ăsta. E un avantaj să ai grijă de tine. Exact, e un avantaj. Mai că și aici sunt prejudecăți, pentru că lumea te blamează. A, păi da, ai 57 de ani, păi, dar trebuie să arăți așa, ca la 57 de ani. Nu mai e, când eram noi mici, spuneam la 40 de ani ești la pensie. Da. Eu acum, și ce zic, bătrânețea vine după 85. Bravo, doamne. Zic că bătrânețea nu mai vine niciodată, pentru că eu nu o să o apuc așa, că degeaba. Este exact ce ai spus tu, Romanița. Tu acum simți că la 18, băiatul tău face 18 ani și tu o să începi să te bucuri din nou de viață și eventual să-ți dezvolți pasiunii de libertate, de libertate. De viață mă bucur. Eu mă simt la fel. Fiica mea are 28 de ani. Încă vreo 40, mi-am zis 100 de ani. De libertate tu o să te bucuri încă câțiva ani, fiindcă fiul tău se va duce la facultate, va cunoaște un om fenomenal cu care va rămâne și va... Nu. Stai puțin. Ce? Nu. Te gândi la chestia. Nu. Da? Fiți atenți cum a reacționat incredibil. O să-ți aducă un copil? Nu, asta am zis. Deci eu sunt de părere ca fiecare generație să-ți crească copilul. Deci nu, cred că spui asta, o să-l ajuți copilul. Nu, păi nu. Pentru că am zis așa. Alte prejudecăți. Deci eu bunică nu voi fi. Mama care devine bunică să devine pensionară și bunică nu vreau să fiu. Dacă te rog. Ok, am înțeles. Am și o prejudecată, nu vreau să fiu bunică și pensionară. Dar și eu sunt la fel, vă spuneam că eu, de exemplu, am simțit această libertate în momentul în care am divorțat. Până atunci, efectiv am mers după șablonul societății. S-a mămărit, deci la 23 de ani, când eram în plină glorie ca manechin. Cum ai putut să faci așa ceva? Cineva a împins, la spate. Păi da, societatea, deci asta era șablonul. Deci la 23 de ani am terminat facultatea, am măritat, am făcut un copil, mă rog, am intrat și la televiziunea română, mi-am urmat și cariera, dar am încercat așa să le îndesc pe toate într-un singur an. Am trăit în aceea societate și te rog frumos. Am făcut copil la 42, deci în societatea te-am împins. Păi asta spuneam. Doamne, eu recunosc. Dar până la urmă, ești fericită?
Acum, da. Bine în pielea ta? Asta da, e important. Ai o fată atât de frumoasă acum, și dar mare și deci să mă ești liberă mai repede decât o să-mi iau o libertate. A trebuit deci să mă debarasez de foarte multe prejudecăți. Uriaș. Eu chiar puneam, aplecam urechea la tot ce spunea lumea despre mine. Citeam ziarele, dacă mai țineți minte, Atac la persoană și toate alea. Dumnezeule, ce mizerie! Am început să plâng, că erau mizerii, da. Erau neadevăruri, da. Erau oameni care mă loveau. Oameni care nici nu mă cunoșteau și... Da, da, ei scriau despre tine murdar. Da. Absolut. Bă, absolut. Și eu am făcut tâmpenii la 20 de ani, m-am însurat și am stat 7 luni însurat. Da, treaba asta așa... 25 de ani. Mamă! 25 de ani, ai avut putere. Și am ajuns să am o relație, o căsnicie toxică din care nu mi-era... Nu, n-aveam puterea să ies din ea pentru că mi-era rușine. Ce o să zică părinții, ce o să zică societatea, ce o să zică presa, ce o să zică unii, alții, pentru că eu, de fapt, uite, așa pictasem o căsnicie perfectă, eu eram aia care le avea pe toate. De asta vă zic că cine se uită acum la noi, sfatul meu către femei și bărbați, deopotrivă, fraților, dacă simțiți că în relația ceva scârție, ori o rezolvați printr-o comunicare deschisă, sinceră, sau mergeți la psiholog, că există, da, pentru cupluri. Da, există. Da? Ori puneți capăt, pentru că nimeni o să vă arate cu degetul. Și chiar dacă vă arată cu degetul, mâine e altă știre. Nu trebuie să vă pese. Exact, nu, pentru că e vorba despre suferința voastră, despre viața voastră, despre momentele pe care le pierdeți. Nu ne pasă. Uite, de așa. De compromisul nu trebuie să existe în viața. Știu, nimănui. Eu am aflat pe pielea mea și foarte greu chestia asta. Deci eu am trăit... De căsătorie, prietena da. Mea. Exact. Tot respectul. Tare. Cum ai dus-o? Cum ai dus-o? Tare în prostie. 25 de ani. Păi știi de ce? Altă prejudecată. A, copilul trebuie să stea într-o familie unde să fie și tatăl și nu mama. Nu e obligatoriu. Dar copilul meu, după ce am divorțat, s-a dus singură la psiholog. De nevoie. A simțit să că are nevoie. Să vezi să scrie mâine ziarele. Da, lasă buică. 25 de ani de traume, copilul, nu, traumatizat. Nu, au fost traume și nu chiar dar, aș vrea să nu se scrie, așa că lumea. Din nou ar fi un neadevăr. Exact. Iar este vorba despre a judeca, simplu, așa, te la prima vedere. Te judeca după un titlu, nici nu contează articolul, contează absolut. Că scrie acolo. Știi așa. Cum am pățit eu la COVID? Prietena mea, ce am pățit la COVID? Am făcut și eu COVID ca tot omul. M-au sunat, deci nu spun cine. M-au sunat, în salvare eram. În salvare. Leca, ești în salvare? Da. Cu cine ești? Cu familia. A doua zi, titlu mare. Cum i-a zis? Mi-a zis așa, într-un fel interesant, care, în fine, m-a gâdilat, dar doar așa, iluzoriu, aparent. Celebru psiholog Radu Leca în stare critică, COVID. Și am zis, mamă, ăsta trage să moară. Ăsta trage să moară. Nu, a murit singur. N-a murit, n-am nimic. Dar a scris. Păi senzaționalul vinde, tu nu știi. Nici n-au intrat să vadă că n-aveam nici până aia. Dar a scris, am. Știi? Moare Leca. Senzaționalul vinde, dar din nou aceste titluri te duc tot la prejudecăți. Evident. Pentru că aceste titluri, de fapt, asta arată că există această prejudecată. A, ăla a făcut COVID, deci nu știu, nu dacă s-a vaccinat. Dacă e supraponderal, sau, sigur știe, moare. Sau e supraponderal. Mm-hmm. Ea e, nu știu, are 57 de ani, dar are un copil doar de 8 ani. Și nici nu vrea să fie bunică. Da, nu vrea nici să fie bunică. Ce da? Adică totul este... societatea e cea care acceptă toate lucrurile astea, păi, că societatea le înghite, le consumă, că de altfel n-ar apărea articolul ăla. Exact, deci n-ar apărea articolul ăla dacă cineva nu l-ar citi. Consuma. Asta e toată povestea. Poate... Ziarul ăla nu rezistă dacă nu-l cumpără cineva. Exact. Ai scris un neadevăr. Bă, l-ai citit? Da. Ți s-a părut că e ok? Nu. Dar l-am cumpărat. De ce? Am simțit nevoia. Ce? Să citești și eu noroi despre alții. Adică să nu te uiți în propria curte să vezi la mine prea capra vecinului, să moară și capra vecinului. Să moară toți, că citim despre ei, că au murit toți și a rămas doar eu. Eu și cu Will Smith în filmul ăla care era el singur pe pământ. Ce da, corect. Păi, așa o să se ajungă. Vrei da. Să fii judecat? Vino în România. Te vor judeca toți. De la omul care trece pe lângă tine până la omul care te vede, la omul care te ascultă până la omul care te aude. Toți. Eu sper. Ca generațiile care vin, asta să nu e. Mai punem, aibă așa speranța în generațiile astea. Să nu mai fie așa aplecați către astfel de multiplu traumatizați. Multiplu traumatizați. Dar de ce? Din cauza regulilor. Deci nu e neapărat educația primită de la părinți sau de la dădace, că mai nou da, dădacele filipineze, Dana. Fii mă corectă, dădacele filipineze. Trebuie și școlile să aibă un aport.
educațional asupra copiilor? La particular merge. La noi, la stat, încă nu funcționează așa treburile. Dar, uite, s-a făcut o chestie fenomenală în toate universitățile din întreaga țară. S-a creat la nivel național, și repet asta și subliniez, un super departament denumit Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, în care există psihologi, super pedagogi și super consilieri în dezvoltare personală și educație. Chestia asta ajută foarte multe mii de studenți în fiecare zi, de la bunul Dumnezeu, de luni până vineri. Și ăsta este primul pas pe care l-au făcut universitățile. Dar în interiorul școlilor au fost realizate niște posturi care se numesc așa: consilier școlar sau psiholog școlar. Sună bine ca și titlu, dar recunosc faptul că nu am văzut, și mi-e rușine să spun asta, dar o spun la tine, foarte mulți oameni bine pregătiți pe acest post. Ca să fii consilier școlar cu pregătire în psihologie sau să ai pregătire în psihologie extinsă, să ai mai multe zeci de cursuri, mă, trebuie să le faci pe alea. Vine copilul ăla și-și cere o părere, tu trebuie să fii capabil să o oferi. Când spune, știți, mama și cu tata divorțează, eu nu știu ce să fac. Tu nu trebuie să te ai un gap să spui, wow, eu ce îi răspund? Nu, tu trebuie să fii foarte bine pregătit. Sau, fratele meu mai mare se droghează, eu cum îi spun mamei mele sau tatălui meu? Sau, am văzut un incident cu de natură sexuală în clasa mea, eu cu cine mă duc să vorbesc? Trebuie să fii pregătit pentru lucrurile astea. Nu ești pregătit, pierzi. Și nu pierzi tu ca și specialist, pierde copilul care e în fața ta și nu va mai avea niciodată încredere în specialiști care poartă numele psiholog sau de consilier de dezvoltare personală cu studii extinse în psihologie. Că acum există consilier de dezvoltare personală. Mamă, ce e asta? Sună într-un anumit fel. Da, e interesant. Și ce recomandă pe el? Un curs pe care l-a făcut de câte zile? De 3 zile. Online. Știi? La care sigur a copiat. Și ce e el? Un consilier de dezvoltare personală. Ok, ce poate fi? Ceva dacă are și facultate. Ok, bine. Bun. Și ce-l recomandă? Cursurile în psihologie pe care le-a făcut, da sau nu. Vezi? Contează ce înveți, când înveți, ce studiezi, cum ești, în ce crezi, cum te porți, cum vorbești. Frate, sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să le faci. Fă-le când? La vremea lor. Da, uite, vezi, vorbeai acum despre faptul că există acești consilieri la școală, că, cât de pregătiți sau cât de mai puțin pregătiți sunt, nu știm. Sper să fie. Dar apropo de ce spuneai tu, Romanița, că educația sexuală nu există la școală. Dar la școala privată există. La școala privată, da, dar la cea de stat încă nu. Dar știu de la alte mame că au spus că atunci când s-a pus problema să se introducă educația sexuală, a fost supus la vot de către părinți. Și au refuzat părinții. Și au refuzat ceea ce este părinții. Îngrozitor până la urmă. Adică ei ar trebui să vadă importanța educației copiilor și vis-a-vis de școală. Adică părerea mea este că ok, pleci la servici, rămâne copilul acasă, se duce la școală, vine la servici, vine și copilul de la școală, începe să comunicați, dacă comunicați, dar comunicarea copilului cu sistemul educațional, cu școala, e foarte importantă, că aici nu s-a rupt filmul. Da, copilul tău nu stă într-o bulă. El stă foarte mult timp la școală. Exact. El o bună mai parte mult din timp zi, stă la școală exact, decât stai decât tu acasă. Cu el. Asta e foarte clar. Adică eu văd importanța și apreciez ceea ce face școala unde învață fiul meu, nu vreau să spun acum neapărat numele școlii, și mă bucur că îmi completează educația pe care o dau eu lui. Adică chiar îmi completează, deci nu se suprapune, nu este o chestie împotriva educației pe care eu o dau lui. Și lucrurile astea împreună înțelege copilul ceva, adică și vine copilul și te întreabă, pentru că copilul vrea argumente. Da. Îți pune o întrebare și spune, mama, argumentează-mi. Adică nu, tu trebuie să faci asta și tu te duci într-un colț. Nu, copilul acum cere argumente. E la vârsta la care trebuie să ceară argumente, fiindcă altfel... Deci iată totuși că există o schimbare, după mine zic în bine, vis-a-vis de evoluția acestor generații, pentru că generațiile astea sunt mult mai puternice și mult mai vor să vii cu argumente. Pe vremea mea, își cunosc drepturile. Pe vremea mea, când eram mici, ce spuneau părinții sau bunicii era lege. Nu ieșeai din ceea ce spuneau ei. Deci n-aveai cum. Și atunci, de asta zic că șabloanele acestea au fost create în timp, straturi peste straturi de șabloane, în care noi încercăm să ne încadrăm perfect, pentru că altfel, dacă nu ne încadrăm, devenim o paria. Bine, în societate. Noi suntem atipici, asta e eu clar. Nu vorbesc despre noi trei aici, da. Eu vorbesc despre ce se întâmplă
în țara noastră și în general mentalitățile astea învechite care cât de cât, hai să zicem că poate și-au mai scos praful de pe ele, cât de cât. De aceea am zis întotdeauna, fiecare să-și crească copilul și să nu-și lase copiii în altă generație să fie crescuți, pentru că și educația vine conform generației respective. Asta e părerea mea. Oricum. Noi oricum suntem depășiți. Și noi suntem depășiți față de copiii noștri. Dar uite, cât de depășit ar fi. Eu oricum mă simt depășită. Deci la cum e lumea asta așa se agită și vorba aia e clipele, zilele, orele. Uite, deși acum nici nu știu, a început anul, suntem deja la sfârșitul lui martie. Primul trimestru a trecut, uite așa. Da. Într-adevăr mă simt depășită din punctul ăsta de vedere, dar trag speranță, am avut niște invitați foarte bune astăzi, vedeți, trag speranță totuși că generațiile noastre, într-adevăr, astea, noi, vor fi mult mai receptive la ceea ce se întâmplă în jurul lor și vor selecta calitativ ceea ce e bun pentru ei. Uite, Radu dă așa din cap. Da, știi ceva, Radu? Trebuie să-ți dai seama dacă este capabil sau nu să învețe lucrurile astea. Spui așa, vreau să fie copilul meu mai bun decât mine, învață-l. Da, dar nu vreau să învețe de la mine. O să învețe de la un tip care nu știe cât de normal e de pe net. Ok, o să învețe de la el. Ce o să învețe? Calitatea, da. Cum știm că e calitatea bună? Oh, și apropo de ei, da, fiindcă... Deci, iar eu care voiam să fac finalul acestei emisiuni cu o notă pozitivă, tu ai zis așa vin tu și spui că de fapt într-un haos. Mare, uriaș. Gândește-te, Radu, dar și dacă greșește copilul, el va învăța din greșeală. Pentru că asta este importanța relației din prietenia dintre părinte și copil. Copilul a greșit, i-a spus părintelui ceea ce a făcut, a aflat că e greșeală. Dacă îi spune vorba Danei. Păi nu, asta aici trebuie lucrat. Spune, prietena mea, trebuie lucrată la chestia esențială în educația copilului. Dacă nu ești prieten cu copilul tău, s-a terminat. Știu. Da. Chiar nu mai știi cum să intervii, că intervii pe lângă. Bucură-te de ceea ce ai și bucură-te astăzi, nu mâine. Apropo de vibe-ul nostru bun, că avem un vibe bun în trei. Da, atunci hai normale. Să rămânem pe vorbele astea, că astea măcar îmi plac. Că ești încă mașa roz, ce da, faci? Cel mai roz. La Via și gras și roz, dragilor. La Via Roz aici, la Ego la Live. Mă bucur mult de tot că am avut această discuție cu voi. Sunt absolut convinsă că voi o să spuneți că trebuie să continuăm pe o grămadă de subiecte. Episodul 2. Mi-ar plăcea, da, să mai veniți. Dar oricum o să fie cu 20 kg mai puțin. Da, da, obligat. Cămașa o să fie verde. Gata, mă îmbrac în verde, jur, mă îmbrac în verde. Mi-au la verde, nu se poate, pantof verde. Că astăzi îi am, uite, vișinii. Ce vorbești? Te-ai asortat. Ce, m-am asortat? Păi, foarte frumos. Vibe-ul din regie cel a funcționat. Cel mai bun, vibe-ul tinerilor. E bun, vibe-ul să știi. Vibe-ul tinerilor, exact. Să preluăm și noi puțin din vibe-ul tinerilor și până atunci vă doresc o săptămână minunată și ne revedem lunea viitoare cu alți invitați, alte subiecte, dar sunt convinsă că vă place. Vă place mult, nu-i așa?